care strigă într-una după ajutor. Să-ți punem necazul care-l mai avem. O nouă minune a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu s-a petrecut duminică 11 iunie 2023 în localitatea Ipatele din județul Iași. La finalul slujbei acatistului săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, cei peste 200 de credincioși din județele Iași, Vaslui și Suceava au văzut sub ochii lor cum Maica Domnului prin icoana sa făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu a mijlocit revărsarea ploii celei mult așteptate peste pământul însetat. La Troița din incinta pavilionului administrativ Ipatele a fost oficiată duminică 11 iunie 2023 slujba acatistului icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cu acest prilej, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a adus în procesiune icoana făcătoare de minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Odorul de mare preț a fost întâmpinat de soborul slujitorilor, de gazdele acestui moment duhovnicesc și de sute de credincioși din județele Iași, Vaslui și Suceava. Apoi a fost întâmpinat preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, care a oficiat slujba acatistului alcătuită de către înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor. Oamenii s-au rugat cu multă credință și au ascultat imnul de laudă adus celei mai cinstite decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, împărat cereți, mânghietorile, Duhul adevărului, care pe tine liniște toată neprimești, Biserul bunătăților și dătătorile de viață, vină și sărășluiește de noi și ne curățește de noi din toate plinăciunea și mântuiește Dumnezeu de sufletele noastre. Sfinte, bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește, bucură-te că prin ele multe erezii s-au biruit. Un nou Margarita l-am podobit. Bucură-te că cingătoarea duhovnicească a Iașilor prin noua mănăstire s-a întărit. Bucură-te că de ctitori prin lucrarea Harului Divin ascultă și puțină noastră rugăciune și primește cererea noastră. Slujba acatistului a fost urmată de citirea mai multor rugăciuni pentru ploaie, întrucât în această parte a județului nu s-au înregistrat precipitații în ultima vreme. Poruncește norilor să dea ploaie, îndure-te de toate cele de pe pământul tău, căci acesta din vremea secetei, ca o flacără păjolește, veștejind semănăturile. Preasfințitul Părinte Episcop Antonie a ținut un cuvânt în care a îndemnat oamenii să mediteze la sensul cuvintelor din textul acatistului icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. În timpul acatistului, chiar cu multă atenție am ascultat, îl cunoșteam de din afară, dar încă o dată m-am convins că acest text trebuie să-l avem fiecare în casa noastră, să-l citim mai des și să medităm la sensul a tuturor celor care sunt scrise în el. Ați văzut dumneavoastră cât de amplă este gama de intervenție, ca să zicem așa, a Maicii Domnului. Ea este și ocrotitoarea pruncilor și
a celor în vârstă și a celor bolnavi și a celor singurate și a celor străini, tot și a mamilor și a fecioarelor. Ea ocrotește pe toți. Este Maica Domnului și ne-am convins în textul care l-am ascultat, un text care sintetizează intervenția Maicii Domnului și ajutorul ei. Vreau să mulțumesc Părintele Stares pentru invitația de a veni astăzi să ne rugăm aici împreună cu dumneavoastră. Ne adăjduim că Măicuța Domnului va lua rugăciunile noastre și le va duce la Tatăl Ceresc și va revărsa binecuvântările sale și peste această comună și pentru întreg spațiu românesc. Să ne aibă sub acoperimentul său Măicuța Domnului și sunt cei care veniți, care frecventați Mănăstirea Hadângul, cu siguranță cunoașteți și știți minunile care se fac la această mănăstire. Părintele Stareț și părinții de acolo vă pot povesti, cred că mai am anunțit, ceea ce am simțit eu de fiecare dată la Hadângul este o atmosferă de pace, de liniște. Deci de fiecare dată plec de la Mănăstirea Hadângul odihnit și aceasta este datorită lucrării tainice a Maicii Domnului. Toți suntem chemați să o cinstim pe Maica Domnului și poate mult întâmplător chiar astăzi, așa cum am menționat la început, după ce am cinstit toți Sfinții, așa rânduit Măicuța Domnului să venim aici, să o prea cinstim pe ea aici, în localitatea dumneavoastră. Să rămânem cinstitori pe Dumnezeu, să cinstim pe Maica Domnului, să cinstim Sfinții, să adorăm pe Dumnezeu, noi cinstim, noi îl adorăm, ca să fim exact în termeni teologici, să nu fim acuzați, dar aceasta vrem să avem credință puternică, să păstrăm tradiția noastră frumoasă ortodoxă, să cinstim Sfintele Icoane și ne dăjduim să țină cont de rugăciunea noastră și să nu se supere, așa cum am citit și noi, pentru greșalile noastre, fără de lege noastre, pentru neputințele noastre, că am cerut aceasta și în rugăciune, să nu ținem cont de greșalile noastre și să reverse apa peste pământ, pentru că și plantele, și dobitoacele, și noi toți oamenii avem nevoie de apă, pentru că apa este în viață. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a amintit de minunile pe care Maica Domnului le-a săvârșit an de an după ce icoana sa făcătoare de minuni a poposit spre închinarea pelerinilor la Ipatele. Maica Domnului este ocrotitoarea comunității dumneavoastră atât timp cât reproducerea copiei icoanei făcătoare de minuni vechează atât de frumos în acest mijloc de câmp verde, acest rai, colț de rai, cum îl numesc eu de fiecare dată, unde, de altfel, domnul primar emerit și domnul inginer și fiul meu duhovnicesc de ani de zile, cu evlavia credința față de Maica Domnului, a ridicat în acest loc minunat unde Maica Domnului și-a simțit și am simțit cu toții prezența, prezenția voastră venim an de an, de 7 ani de zile, când Dumnezeu, Maica Domnului, a lucrat în chip minunat și plăcut, și văzând cu ochii minunile Maicii Domnului, n-a plouat acum 7 ani, 3 luni de zile și la propunerea, cererea domnului primar Costănac Costică pe vremea aceea, a făcut cerere către mănăstire să venim cu Sfânta Icoană, Făcătoarea Minunii, să mijloce la Măicuța Domnului, ca Măicuța Domnului să reverse ploaie în chip bogat, minunat. Astăzi văd foarte mulți credincioși, credincioase care au venit deseori în anii trecuți spre Sfânta Icoană Făcătoare din Dealul Mare și vreau să vă reamintesc pe Sfinția voastră că în fiecare an am propus cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, cu binecuvântarea în altă Sfântul Părinte Teofan, unde câțiva ani la rând a fost prezent în altă Sfântul Părinte Arhiepiscopul Canonic al Sucevii Rădăuțului, unde știm bine că Preasfințitul, în altă Sfântul, a compus acest acatist, să nu uităm, și a fost prezent de fiecare dată aici,
răstind acatistei paine păcătoare de minuni, Preasfinția voastră, în fiecare an, noi venim să mulțumim. De altfel, aducem acest odor, această comoară, perlă din dealul mare, ca să mulțumim pe acest loc unde s-a întâmplat minunea. Și vreau să vă spun că în fiecare an a plouat tot timpul după săvârșirea slujbii și chiar în timpul slujbei. Cu siguranță, Maica Domnului, își va arăta prezența, să nu uitați ce vă spun acum. Și în ultimul rând, personal, mi-am dorit să vă avem aici în mijlocul nostru. Pentru noi este, de altfel, pentru părinții slujitori, împreună rugători, este o mare blagoslovenie, atât prezența Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, cât și a Preasfinției voastre. Prin rugăciune rostite dezlegările arhierești, noi vă mulțumim pe această cale, pentru binecuvântările arhierești, pentru cuvântul rostit de învățătură, și că nu ați uitat de noi și ați îngăduit și ați dat scurs invitații rugăminții noastre. Mă înclin spre domnul primar, care a făcut acest loc minunat și această icoană, care veghează zi noapte asupra dumneavoastră, iubiți credincioși. Aveți un mare dar. Nu vă dați seama dumneavoastră ce aveți aici. Primărița Comunei Patele Elena Luminița Lipșa a mulțumit oaspeților de aproape și de departe pentru că s-au rugat împreună. Ne-ați făcut o mare onoare, fiindu-ne alături în comunitatea noastră mică, în rugăciunea noastră, închinată, aplecându-le genunchii la Maicuța Domnului, care știm că tot timpul ne-a protejat și ne va proteja mereu. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească osteneala și îmi doresc din toată inima, dacă se va putea, întotdeauna să ne fiți mereu alături. Să rămână și bunul Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumesc, Părinte Stareț, din tot sufletul. Întotdeauna ne-ați fost alături și sperăm din toată inima, în fiecare an, să ne bucure comuna, să ne bucurați comuna prin prezența Maicuții Domnului la noi. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rupt din timpul dumneavoastră să ne aplecăm genunchii împreună, să ne rugăm la Maicuța Domnului, fiecare pentru nevoia fiecarea care o știm și o avem în suflet. Și știți cum e? Acolo unde sunt mai multe genunchi aplecate la Maicuța Domnului, Bunul Dumnezeu își va revărsa mila și va face ca tot ceea ce ne-am dorit sau ne dorim și sunt cu credință la Doamne, să se îndeplinească. Câteva gânduri au fost transmise apoi de către deputatul Silviu Macovei. Este o mare bucurie și onoare să văd atâția oameni, pentru că vă mărturisesc încă de la începuturi, de acum 7 ani, vin alături de familia Domnului Inginer, de Părintele Zareț, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim unii alături de alții și chiar în timpul pandemiei ați fost foarte mulți în aceste momente alese și înălțătoare până la urmă, pentru că doar Bunul Dumnezeu este Cel care ne ține împreună, ne binecuvântează, iată că se pregătește și o ploaie bine meritată. Închei doar cu o singură frază. Acum câțiva ani, venind tot la acest eveniment, m-am întâlnit cu Lanca Sfântitul Calinic, aici undeva pe câmp. Și spun, părinte, vin și eu de câțiva ani, și zice, da, foarte bine, ne vedem acolo, discutăm, se termină slujba și zic, sunt foarte îngrijorat, ia uite ce noi sunt. Și spune, fiule, dar pentru ce ai venit până la urmă aici? Nu pentru a ne pune genunchii la pământ să ne rugăm pentru această sfântă ploaie pe care cu toții avem nevoie. Oameni buni, vă îmbrățișez cu drag, să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate. Părinte Sare, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vă transmit și eu câteva gânduri. Toate cele bune și Doamne ajută! Primarul emerit Costică Posturnac și-a manifestat dorința ca tradiția pelerinajului de la Ipatele să se mențină în continuare. Ne-ați răspuns la rugăciunii să veniți la noi în comună și să împreună să ne rugăm pentru ca Maica Domnului să ne dea ceva ce deja au început. Ploaie că câmpările noastre sunt doritoare de apă. Din suflet vă mulțumesc înalt preasfințitului pentru că v-a dat blagoslovenii să veniți în baie. Aș vrea să-i mulțumesc Părintele Sarii pentru că era pomenit și ploaia și că n-ați întrerupt această rânduială și eu sper că în continuare vom echipa Maicii Domnului și invitați vor fi la comuna noastră
pentru ca împreună să ne rugăm pentru toate cele care le avem nevoie. Încă o dată mă iertați, mulțumesc părinților, mulțumesc domnilor parlamentari, domnilor prieteni în general, majoritatea sunt prieteni. Mă iertați, mulțumesc oamenilor care au participat astăzi la această rugăciune. Maica Domnului a mijlocit către tronul Preasfintei Trăime, astfel că a început să plouă. În semn de mulțumire pentru această minune, Părintele Stareț, alături de cei prezenți, a cântat câteva pricesni închinate Fecioarei Maria. A devenit o tradiție ca în localitatea Ipatele din județul Iași să se organizeze un pelerinaj cu icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Aceasta după ce primarul emerit Costică Posternac a venit cu rugămintea către arhimandritul Nicodim Gheorghiță de a aduce în pelerinaj icoana Făcătoare de Minuni. Astfel, în ziua de duminică, 10 iunie 2015, icoana a poposit la pavilionul administrativ din Ipatele. În locul unde s-a petrecut minunea, familia Posternac, Costică și Viorica a ridicat o troiță în cinstea Maicii Domnului în semn de mulțumire. Atunci cerul a revărsat ploaie după o secetă de 2 luni de zile. Troița a fost sfințită pe 12 iunie 2016 de către înalt preasfințitul părinte Calinic.